Cauți cele mai ieftine jocuri? Intră acum pe G2A, jocul mai ieftin ca în piață, link în descriere. Bună seara, România! Bună seara, YouTube! Sunt Andrei Escu și astăzi vă prezint știrile din sport. Marele transfer al Europei și al globului pământesc s-a produs. Barcelona l-a cumpărat pe Mbappé de la Monaco. Suma se spune că este una secretă, dar că de curând se va afla. Atât de secretă este că deja s-a aflat. Aud acum în cască. 120 de milioane au plătit pentru Mbappé. Ați văzut cât de rapid s-a aflat. Incredibil, da? 120 de milioane plătește Barcelona pentru Mbappé. Așadar, starul francez vine la Barcelona. Barcelona care se pregătește să întinerească lotul și deja a făcut asta cu aducerea unor jucători tineri. Pentru că pe lângă Mbappé de 18 ani, Barcelona a mai adus următorii jucători. L-a adus pe Rashford de la Manchester United, l-a adus pe Renato Sanchez de la Bayern și un jucător din Italia, Baba Diarra, se spune despre el că ar fi noul Pogba. Toți acești trei jucători având 19 ani, să nu mai zicem că l-au dus și pe Bellerin, Hector Bellerin, și el fiind un jucător foarte, foarte tânăr, dar Barcelona se pregătește să întinerească lotul și să scape de jucătorii bătrâni, pentru că na, le-a trecut vremea oarecum, aceștia au făcut performanță mare la Barcelona, dar trebuie să schimbe Barcelona, să vină cu ceva nou, pentru că altfel nu se mai poate. Ok, o altă știre, Real Madrid dispută un meci cu Barcelona în Cupa Spaniei, returul care se joacă acasă la Real Madrid pe Santiago Bernabeu. În tur, cele două echipe au făcut 1-1 după ce Real Madrid a egalat pe final cu mare, mare noroc. Vom vedea ce se va întâmpla în acest meci foarte important care va duce echipa câștigătoare în semifinala de Cupa Spaniei. O ultimă știre pe astăzi, transfer bombă din nou la Barcelona, Griezmannito, Antoine Griezmann a plecat la United pe 95.500 de milioane de euro, iar în schimbul lui Griezmann, Barcelona a cumpărat un nou atacant, este vorba de Lewandowski de la Bayern. Incredibil ce reușește Barcelona, 110 milioane au reușit să dea pe el, așadar l-au convins, sunt tare curios și eu, probabil și voi, cum se va adapta Lewandowski la Barcelona, câte goluri va marca împotriva Realului. Haha, v-a prins! Bun, în continuare facem transferuri aici la Barcelona, pentru cei care n-au văzut live stream-ul. Facem transferuri pentru că a început perioada de transferuri, bine, pe jumătate terminată, da, mai avem puțin timp la dispoziție, am jucat cu Real Madrid, am fost egalat în minutul 90 în Cupa Spaniei, dar avem returul pe care îl vom juca în acest episod, în campionat avem 37 de puncte, 18 meciuri, Real Madrid are 35 de puncte, dar 16 meciuri, 2 meciuri în minus, ceea ce înseamnă că ne poate depăși, se poate duce la 4 puncte, nu e bine, ne-au bătut campionat, ne-au bătut groaznic, 4-0, a fost un măcel. O să vă arăt imediat și jucătorii pe care i-am adus. L-ați văzut deja pe Rashford, care deja primește o notă bună. Am adus jucători tineri, Renato Sanchez, vedem că are 19 ani. L-am adus și pe Rashford, tot de 19 ani. Și pe acest Diarra, tot de 19 ani, deci 3 jucători de 19 ani vreau să întineresc Barcelona. Iniesta deja are 32 de ani și na, e cam bătrânel.
și mai suntem în discuții cu Mbappé și așa mai departe, jucători importanți care deja se pare că Mbappé acceptă și îl vom cumpăra și pe Mbappé, alt jucător sub 20 de ani, acesta are 18 ani, e interesantă ofertă pentru Griezmann și mă gândesc să-l dau pentru că avem atacanți acum, Mbappé, Griezmann. Hai să vedem, să mai mărim un pic la 95.500. Dacă scoatem suma asta, o să cumpărăm alt jucător și mai interesant, pentru că vreau să aduc noi jucători la Arsenal, cum ar fi și Bellerin. Nu mai știu ce se întâmplă cu Bellerin, i-am făcut o ofertă, haideți să ne uităm puțin. Progres, la fel și Mane, Modric, ok. Hai să ne uităm la Modric totuși, poate putem să-l luăm, știu că ăsta e bătrân, dar joacă fenomenal. Stanciu, era și el pe cale să vină, nu știu, poate e posibil să vină, vedem, avem și Meșcu Ibar, și vine și Stanciu, vine și Stanciu la Barcelona, luăm așa de kinky, de funky, țaca pacra, că l-am vândut pe Sergio Roberto la City. Ok, Benzia, Meșcu Ibar, Meșcu Ibar, îl băgăm pe Mbappé, să-l vedem la primul meci, desigur nu vom juca noi meciul, vom da o simulare cu Ibar, noi jucăm cu Real Madrid. Și da, prieteni, hai să reușim și noi să strângem 1000 de like-uri pentru acest episod. 2-2, Neymar face dubla. E nasol, dacă facem egal cu Eibar, e nasol. Hai să vedem, se pare că acceptă Bellerin, sau cei de la Arsenal, mă rog, să accepte și Bellerin. Ofertă de la... Oh. Se pare că au acceptat să dea 95.500 pentru Griezmann. Wow, asta mă surprinde. Asta mă surprinde tare. Mă gândeam că nu vor da suma asta. Oh, Griezmann va pleca la United. Wow. Avem Rashford, avem Alcacer, avem Mbappé acum, dar sunt tineri. Sunt tineri. Să aducem oare altceva? Să încercăm să-l aducem pe Leva. Sau cine ar mai fi? Leva sau... Să-l aducem înapoi pe lui Suarez, nu cred. Vom încerca cu Leva. Robert Lewandowski, unul dintre cei mai buni atacanți din lume. N-am jucat niciodată cu el. O să ofer din start 80 de milioane. Stai că nu mi-au venit banii. Nu mi-au intrat banii. Oh, ce urât. Deja mă grebeam, deja vreau să mă bucur de banii primiți. Ok, am înțeles. Să vină banii. Era bine dacă l-am până la meci cu Real. S-a vândut și Griezmann, ok, am primit banii, vine și Bellerin. Ne mai rămân 98 de milioane pentru Leva sau pentru un alt atacant fantastic. Și mai vreau să mai mă uit la câțiva jucători, la TV oare. Ce mai face Tevez? Oh, nu e Carlito. E nasol atunci. Sebastian Giovinco se pare că este. Valorează și ăsta ceva. Hai să ne uităm prin Franța puțin aici. Jucătorii ăștia au început să... nu mai avem deja. Ok, am avut prea mulți. În fine, nu mai contează. Au început să joace bine, dar avem meci cu Real Madrid. Și hai să facem oferta pentru Leva, ce naiba. Leva. Să dau 80 de milioane direct. Sperăm că acceptă din prima. Să vină repede la noi. Meci cu Real... Returul, de data asta în deplasare, am reușit 1-1 în primul meci, să vedem în al doilea meci ce vom reuși. Vom juca cu Mbappé sau cu Rashford.
Ai cu Rashford, mai bine. Și după aceea încercăm și cu Mbappé. Pe banca de rezerve acolo. Renato Sanchez titular, desigur. Mă gândesc să-l dau și pe Sergio Busquets. Și Bellerin titular. Hai să-l băgăm și pe Bellerin. Bun, și ce mai avem? Îl avem și pe Stancio aici. Ok. Atmosfera senzațională ca de obicei pe Santiago Bernabeu. Să vedem ce vom reuși. Mă gândesc la Rodriguez ăsta, James Rodriguez sau la Modric. Modric e mai bătrân, 31 de ani și vor și mulți bani. Nu știu, Rodriguez ar fi o variantă. Place mult Rodriguez. Bellerin titular astăzi la primul meci. Renato Sanchez a mai jucat. Ronaldo! Sau cine naiba e? Nu e Ronaldo. E Casemiro, frate. Ce torpilă ne dă minutul 3. Mamă, cum a șutat, am crezut că e Ronaldo. A dat frumos. Frate, nici n-am apucat să ne încălzim. Barcelona l-a pierdut pe Griezmann. Dar ce mai contează, a câștigat alți jucători, cum ar fi Bellerin, Rashford, Mbappé, cei drept jucători tineri, dar Renato Sanchez poate fi o soluție. Bellerin faultat acolo, hai să vedem, pasă mai departe Iniesta. Iniesta e pensionat deja, pur și simplu nu-mi place cum joacă și pe live a greșit multe pase. Iniesta cu centrarea pentru Messi. Renato Sanchez pare a fi un transfer foarte bun. A dat o bijuterie de gol. Bună pasa pentru Rashford. E Iniesta. Cât mai poți rata Iniesta că te scot afară. De asta vreau să aduc un nou mijlocaș mai tânăr, mai bun. Pentru că Iniesta, ia uite-l, face zilea mare. Renato Sanchez. Mijlocaș de care mă voi folosi tare mult, Messi. Renato Sanchez, frumos. Foarte aproape. 2 la 1 la general pentru Real Madrid la acest scor. Dacă egalăm, vor fi prelungiri. Dacă mai scriem o dată, ne calificăm mai departe. Matematica aici e simplă în fotbal. Încercăm să și întinerim Barcelona, pentru că Barcelona a avut o perioadă foarte bună cu acești jucători, dar mai și îmbătrânesc și ei, nu? Așa că trebuie să-i mai schimbăm. Și mi se pare mie că am făcut alegerile cele mai bune, dar jucătorii trebuie să se acomodeze la echipă, trebuie să mai și crească. Cum ar fi și acest Bellerin, jucători tineri, care peste un sezon ar fi mult mai evoluați, mult mai încrezători aici în echipă, pentru că unii de-abia au venit. E bun Rodriguez, face multe pe teren. Fai de capul meu Rodriguez, 2 la 0. Incredibil. Ce curs a făcut Piqué, tămâie. Șutul absolut senzațional, două șuturi incredibile. Nu știu ce se întâmplă. Avem lovitură liberă de aici, a început repriza a doua. Avem o lovitură liberă din care, dacă domnul Messi dorește să înscrie, ne-ar ajuta destul de mult. Messi! Au portare ăștia, frate. Mamă, ce minge a putut să scoată. Mbappé, scapă bine Mbappé! Bă, deci eu n-am cuvinte, frate, ratăm din orice poziție. Cu Real Madrid ratăm din orice poziție, dar totuși Mbappé reușește deja primul gol la Barcelona.
Chiar dacă o să pierdem această dispută, mă bucur pentru acest tânăr jucător care l-a transferat pe Mbappé. Deja lovește și marchează împotriva Realului. Nu contează, ieșim din cupă să câștigăm campionatul și Champions League. Astea sunt importante. Știți bine că pentru mine cupa nu e deloc importantă. Niciodată nu m-am chinuit să o câștig. Realul poate să o câștige, dar campionatul va fi al nostru, la fel și Champions League, unde am dat peste Manchester City. Va fi dispută. Va fi dispută cu Manchester City. Asta este, pierdem în cupă. Am jucat astăzi în cupă pentru că era meci cu Realul. Dacă nu, nu jucam. Nu mă interesează cupa atât de mult. Să fim serioși, cupa o lăsăm la Real, iar campionatul vine la noi. Cu siguranță o să vină. Bun, bun, bun. Hai să vedem. Ce mai avem pe aici? 133 de milioane, frate, pentru Leva. N-avem, frate, atâția bani. Sau avem? N-avem. 100 de milioane, dacă doriți, o să ofer pentru Leva. Chiar dacă mi se pare mult oricum. Ofertă de la Italia să o antrenăm. Interesant. Aba, că n-am atâția bani, să fim serioși. De unde atâția bani? Dar poate dacă mai vindem ceva. Dar n-avem oferte. De unde să vindem dacă nu avem oferte pentru jucătorii ăștia? Oferta acum pentru Mascherano, o să-l dau. 32 de ani, Manchester City, deja al doilea jucător pe care ne-l cumpără. Sergi Roberto s-a mai dus acolo, meci cu Betis. Simulăm, sper să câștigăm, desigur. Pentru că nu mai avem voie să facem pași greșiți. Real Madrid este pe primul loc, așa că trebuie să revenim. Neymar până acum marchează, dar nu e destul. Iniesta, egalase ea. Hai Iniesta, hai. A ieșit Iniesta. Mbappé, din nou marchează Mbappé. Bun, Mbappé se anunță a fi un transfer reușit, la fel ca Renato Sanchez și ceilalți jucători. Hai să schimbăm aici cu Mbappé. Să-l creștem puțin. Trebuie să-l bărăm și pe Bellerin aici și pe Renato Sanchez. O să schimbăm data viitoare. Bun. Am vândut un jucător probabil pe Mascherano. Vedeți, acolo l-am dat și pe Manolas, 38 de milioane la Juventus. L-au luat și pe Socrates. Se pare că aveau nevoie mare de fundași ăștia. Ultimele 7 ore de transferuri, într-o ofertă pentru Sergi Busquets. O să-l dau pe suma asta de 34 de milioane la Dortmund, pentru că eu vreau să-l cumpăr pe Leva. Ok, s-a dus și ăsta. Să dau 110 milioane. E bine. Hai să vedem dacă vor, dacă nu o să mai mărim suma. Accept 110 milioane, mă gândeam eu. 300 vrea asta. Bun, aici suntem pe cale să-l aducem pe Leva. Mbappé acolo, el este bun, este bun, adică, dar totuși mai trece ceva. Ia uita, suntem acolo lider la vânzări. Bun, vine Leva, acceptă Leva. Mai rămânem cu 30 de milioane, 31 aproape, e bine. Suntem lideri aici, am vândut jucători ca lumea. Oh, oh, oh. Tare. Vreau să mă uit de câte milioane am vândut. Aș fi tare curios. Bun, bun, bun. Barcelona. Oh, am vândut de o grămadă de bani, fraților. Mamă, mamă. 200 și ceva de milioane.
Dar avem profit, totuși. Mamă, 50 de milioane de la... Bă, ce... Deci e incredibil. Noi avem meci în Champions League, am ieșit din grupe și vom avea meci cu Manchester City și ăștia deja vor să ne cumpere al treilea jucător. City ne cumpără dinainte să jucăm cu ei ca să nu mai avem șanse, probabil. E incredibil. A treia ofertă acum pentru Andre Gomes. O să-l dau și pe Andre Gomes, de genul 50 de milioane, e o căruță de bani. Pentru că avem acolo soluții. Incredibil ce face City. Varane s-a dus la Arsenal pe 62 de milioane. Lol, ce sumă. Ce transferuri, fraților. Bun, se încheie și perioada de transferuri. Noi am plătit 110 milioane pentru Leva, ce să mai zic. Și avem meci cu Bilbao. Bilbao pe locul 5. Vedem că Realul s-a dus la 4 puncte, dar știam, trebuie să revenim, mai sunt etape, mai sunt multe etape, așa că vreau să revenim și vom juca cu Bilbao, îl bărăm pe Leva. Neymar, se duce bine omul, se duce bine Neymarito, place viteza asta lui, nebună, viteză nebună, Neymar pentru Leva, nu pot să cred. Deci nu știu ce se întâmplă în ultima vreme, că ratăm incredibil. A, uite, a scos-o cu degetul mare de la picior, ești nebun. Rakitic, ce pasă frumoasă pentru Bellerin, acum Leva. Mă aștept la goluri cu capul din partea lui Leva și nu numai. Toate genurile de goluri, bară. Ai Dumnezeule, din toate pozițiile ratăm, o dăm oriunde, dar nu-mi poartă. Și ne-au prins aici. Ne-au prins, dar ne repliem cât de cât. Mai se pasă pentru Leva. Șutul lui Leva este gol! Ho-ho! Leva la primul gol. Noul Ronaldo. Hai să le mai dăm una. Hai să le mai dăm. Mbappé se luptă. Uite, frate, cât de bun e Mbappé. 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 Oh, cât de mult îmi place Mbappé. Leva face dubla. Mamă, dacă nu mă joc cu Mbappé titular de astăzi, nu știu ce să mai zic. E peste Neymar, peste oricine la momentul ăsta, peste Messi, peste oricine. Mă refer la forma de acum. Că Messi, Neymar nu prea mai joacă foarte bine, dar îl vedeți pe Mbappé care, să zic așa, îi mai dă o pasă de gol lui Leva. Leva care face dubla. Mbappé și Leva. Bun, hai că îmi place. Îmi place și presim că meciul viitor vom rupe cu Leva și cu Mbappé. Leva mai recuperează o dată. Leva pentru Iniesta, acesta pentru Messi. Ho, ho, ho. 3-0, ce execuție avem în ultimele 10 minute ale meciului. Barcelona face spectacol, cum ar trebui să facem în toată partida. Dar băieții ăștia se activează doar câteodată. Iniesta o pasă de gol, să nu uităm asta. Totuși, pasă ușoară, dar na. Minutul 79 până minutul 89, 3 goluri, Bilbao. Spulberată pe final de marcatorul Leva, care deja marchează 2 goluri la primul match. Incredibil. Williams. Iese bine portarul nostru. Bine, prieteni. Cam aici se încheie episodul. Eu am fost Nepi. Până data viitoare. Pa, pa.